Suntem în direct, fraților. De data asta am încercat să intrăm mai repede decât gândul, pentru prima dată, că ne-a ajutat și scula respectivă. Și erau deja conectați mai bine de 20 de indivizi. Vă reamintiți că Gianina avea 2 pe emisiune. Primea 2 răspunsuri sau uneori 2 întrebări, depinde. 2 mesaje primea la capătul emisiunii. Noi aveam undeva în jur de 1600-1700, atât am avut și ieri. Ea avea 2. Primul era așa, o, Gianina, ce frumoasă ești astăzi. Și al doilea era, data viitoare când o să mă invitați pe Elisabeta Lipă să-i transmiteți din partea mea salutări. Deci astea erau cele 2 mesaje. Bun, ia să vedem la noi, fraților. Sănătate, domnule consul, domnul Gabriel, fotbalul intergalactic. Intergalactic, da, am văzut și eu ieri primele 30 de secunde de dinaintea începerii meciului din Arabia Saudită, unde Benzema juca. Tot așa, cu mâna aia bandajată, cu barba aia până la pământ, ziceai că e Monte Cristo evadat de la Chateau d'If. Era un meci că pentru locurile 3-4 în Arabia Saudită. Nu știu, ăsta cu aspiratorul, cred că e săptămână de aspirator acum, că ne apropiem încet, încet, totuși, de Paștele Ortodox și la noi se zugrăvește, se repară frigiderul. Relu, de exemplu, în perioada asta repara frigiderul. Relu, le repar și tu frigiderul ăla? Ți-am spus, rău, că îl repar. Cum să nu repar? Mă gândeam, aș să-mi bag în el de frigider. Ți-am spus că îl repar. Și toate alea erau clare. Asta e perioada în care trebuie să te apuci să faci prin casă. Bineînțeles. Ne salută din Creta un telespectator, dar sper că nu ne salută pe noi. Totuși astea cu Creta sunt pentru alte studiouri. De exemplu, doamna doctor Cristine Bago, care mai face emisiuni sau făcea pe la noi, poate fi salutată din Creta. Dinamul furată cu petrolul, am văzut și eu că au egalat ea în stil britanic. Să mai întâmplă așa ceva pe la un Crystal Palace cu Wolverhampton, într-adevăr. Rușinos. Nu, păpădie nu s-a conectat încă, pentru că dânsul are internet din nordul Suediei sau de pe unde, de fapt din Republica Moldova, și atunci sigur că se prinde mai greu. Ar fi vrut și columbienii la națională, pui, da, nu mai au pui de Valderrama de mult. Aia, ce epocă era totuși. E adevărat că noi băteam vremea aia la campionatele mondiale, dar pe ei nu interesa meciul cu România. Noi eram pentru ei cum a fost Trinidad Tobago pe vremea când naționala lui Pițurcă, țineți minte că chiar a jucat cu Trinidad și am impresia că i-au bătut ai noștri cu 4-0. Bă, nu s-ar mai întâmpla acum. A fost o eroare. Ei sunt o echipă de top în CONCACAF. Să bat cu Statele Unite și cu Canada. 27 de morți la Istanbul. Opa, a venit acum o știre Euronews. 27 de persoane au murit într-un incendiu, într-o discotecă în cartierul Beşiktaş. Ma, nu știu dacă informația că Turcia are camora României, că e o informație venită de, e o știre de aseară, cumva, dar abia acum sunt informații. Deci morți la Istanbul. Este chiotsarul pe cum diavolul tasmanian din desenele animate, peste diavolul tasmanian, că ăla a mai rămas doar în desene. A dispărut și că în realitate, lumea așa spune, n-am fost în Tasmania, dar am fost la Paris, la Muzeul Științelor Naturale, de mai multe ori, și acolo este deavolul tasmanian împăiat. Și scrie că nu sunt decât 2 exemplare împăiate, unul acolo și unul la Londra. Și că a dispărut din Australia și Oceania din anii 70. Alții zic că ar mai fi lupul cu pungă ăla. Ăla era, de fapt, la origine diavolul tasmanian. Și că n-ar mai exista în realitate. Paris-Santiago de Chile, uite, cu a 359-100 în ianuarie, de pe Charles de Gaulle. Da, sunt și alte variante. Există varianta cu Qatarul, București-Doha, Doha-Sao Paulo-Sao Paulo-Santiago. Există și varianta peste Madrid. Asta e bună cu Lenu e mult peste Gianina. E ca și cum l-ai compara pe Lothar Matthäus, de exemplu, cu Crângașul. Ăla a fost un fotbalist. Juca în epoca lui Lothar Matthäus.
când se compar pe Lenu cu Gianina. Lupul cu pungă, da. Lupul cu gura pungă, da. Ăla dungat așa. A fost minunea Tasmaniei, numai acolo ce că exista. Da, de mult ar fi dispărut. Sunt 50-60 de ani de când n-ar mai fi. Retrogradează toate cele trei promovate din Premier League, dar parcă a mai fost un an așa. E diferență mare la ei pentru că bugetele astea nesimțite din Premier League fac această diferență față de Championship, unde banii sunt puțini. N-ai cum să te ții de astea din Premier League. Și-au omorât cumva fotbalul, tocmai pentru că banii sunt prea mulți în prima ligă. Era clar că se va întoarce împotriva lor. Unii spun de 100 de ani, dar unii spun că l-ar fi omorât atunci primii olandezi, Tasman ăla care era olandez, ăla care a descoperit insula, ăla a descoperit și Fiji. Mă rog, n-a descoperit-o, a fost primul european care a ajuns acolo, de pe vremea lui ăla, și că n-ar mai fi. Dar încă o dată, informațiile nu sunt certe astea, depinde ce surse cauți. E Juve Lazio astăzi, dar e semifinală tur în Cupa Italiei, deci Igor Tudor are o șansă în retur. Pe 2 aprilie 1982, da, anul campionatului mondial, trupele argentiniene se băteau cu britanicii în Malvine, Falkland. Avem și un Saarbrücken, da, Dritte Liga, Kaiserslautern, Zweite Liga, semifinală, meci unic, așa este, în Cupa Germaniei, și mai avem mâine un Leverkusen, Düsseldorf. Probabil câștigă la Leverkusen la penaltiuri, după ce Düsseldorf are 3-0 până în minutul 90. Asta cred că va fi scenariul. Marco Echeverri, nu cred că mai știți cine este, e un ciclist, Echeverri. Dar acum pot să fie și mafioți mulți cu numele ăsta. Asta cu războiul de 100 de ani, păi nu-i clar, că el n-a durat 100 de ani, de unde să știe Gianina. Era dar așa un termen că a durat 100 de ani, pentru că era foarte greu de socotit. În realitate a durat mult peste 100 de ani. Ar fi bun un Rodrigo la OM, nu. Ar fi bun un Isaac ăla de la... Ne contrazice după aia domnul Plăcintă, cum se pronunță el în suedeză, ăla de la Newcastle. Unul din ăla ne-ar trebui nou, nu Rodrigo. Rodrigo e un Luis Enrique, de fapt, avem deja. Face nimic pe velodrom, Rodrigo. Așa îți dă un gol cu Messi. Da. Golul de 2-1, intră în minutul 62 și îți dă în 75, face un slalom din ăla și... După aia toți îl consideră Dumnezeu, dar nu mai face nimic. De cursul astăzi, 2 aprilie, este ziua internațională de conștientizare a autismului. Păi până la urmă toate trebuie cantonate într-o zi. Absolut. Avem o zi pentru orice. Anul trecut, OM, Igor Tudor, încăpățânatul de Igor Tudor, da, finalul totuși a lăsat un gust amar. Eșecul ăla cu Ansi în cupă la penaltiuri catastrofal. Și finalul, în care în ultimele 4 etape am pierdut 3 meciuri. Nu se mai poate înnopta domnul Zodiac în fâșia Gaza. Adică numai definitiv poți să înnopteze acolo. Altfel nu se mai poate. S-a dus cu înnoptatul. Nu cred că era o zonă unde să-ți dorești să înnoptezi foarte mult. Da, în sezonul viitor se va mânca mai mult de la McDonald's, asta pe hârtie, să nu pățească și McDonald's cum a pățit Dazon. Face niște parteneriate, dar nu-i crește numărul de... sau cum a pățit Amazonul, numărul de clienți. Uite, zice că diavolul tasmanian a fost filmat de un vlogger român acum vreo 2 luni. Păi este ca monstru din Loch Ness sau ca șarpele din Essex. Așa este. Uite-l, am poză și mă cunosc cu Isaac. Se spune cum se scrie, adică Isaac. Puteți să-l convingeți, domnul Pălărie, să vină la OM. Spuneți-i că acolo contează gloria, nemurirea, nu mălaiu. Să vină să joace din vocație, ce să facă la Newcastle. O echipă liliputană, dacă oricum nu mai prinde cupele europene în veci în Premier League, măcar la noi, dacă pleacă Mbappé de la anul campionatului deschis. Dă-l încolo pe Igor Tudor, țin sâmbătă cu Roma ca un copil. Da, nu avem nici noi nicio treabă cu el, dar nici nu o să-i meargă mult. Începuturile sunt idilice cu Igor Tudor. Poate sezonul ăsta să mai dreagă un pic, dar sezonul viitor n-apucă. N-apucă finalul, dau-o ea afară.
Trecosul, câți cârnați se vor mânca în vară la campionatul european? Cred că va exista la un moment dat o statistică. Câteva sute de chintale de cârnați. Dan Petrescu a fost demis. Pe unde mai era? Așa, mai bine luați-l pe Isaac din New York. Sau din York. A, pe Isaac din York. Ok, e, ăla nu știu dacă ne-ar folosi. Acum, pe final de sezon, oricum nu mai putem să luăm pe niciunul. Asta e o variantă doar din vară. Da. Grijile lui Pablo Longoria sunt în cu totul și cu totul alte direcții. El n-a mai nimerit de mult un jucător. Tot golul lui Hagi din 94 cu Columbia, cât și cel al lui Ilie, sunt cele mai frumoase goluri acelor. Posibil, da. Au fost goluri enorme, într-adevăr, cu Columbia. Dacă UEM are bani pentru Cancelu, nu, nici vorbă. Aia e mai scump și decât sigla clubului. N-ai cum să iei așa ceva. Ne dau ucrainenii meciul ca răsplată, nu. Ucrainenii nu ne dau nimic, n-au treaba asta. Și mie că după ce se va termina războiul, se vor purta urât cu toată lumea, așa cum au făcut-o și înaintea lui. Că lumea nu se schimbă. Credeți că nici pandemia, finalmente, nu ne-a schimbat absolut deloc. Am trecut peste ea de ca și cum n-ar fi fost. Chiar dacă a lăsat în urmă vreo 20 de milioane de morți. Dar oamenii nu s-au schimbat. Noi am crezut totuși că, până la urmă, ceva se va schimba. A fost o înfrângere pentru noi. Tu cu Corea, da, exact. E bună, domnul Tudor, asta. Ar avea loc la Craiova 48. O echipă care, dacă bătea Dinamo aseară, era în retrogradare direct. Așa, în baraj, după două etape din play-out. Da, cam acolo e tu cu Corea, dar ideea e că n-ar juca nici la ăia și n-am ști cum e, pentru că tu cu Corea este accidentat tot timpul. Hendrik sau Yamal, nu știu, am văzut destul de puțin, pe amândoi nu m-a convins niciunul, în ce caz. Luis Enrique, dar nu vorbim despre asta, noi vorbim de Luis Enrique al nostru. Să nu faceți confuzia pe care a fi făcut-o Florin Chivulete. Da, da. Marco Echeverria, un internațional bolivian, v-am spus că ăsta e un nume comun în America Latină. Toată lumea cheamă Echeverria. Da. Și la revoluția lui Pancho Villa, probabil că era unul. Era Huerta ăla, generalul, au tot felul de idioți din ăștia. Revoluția lui Pancho Villa, la începutul secolului 20 în Mexic. Mamă, mamă, cum arăta Mexicul, să zicem așa, în perioada interbelică europeană. Dumnezeule, ce era acolo! Deci era câte o revoluție pe săptămână. Era o vorbă genială a unui general mexican din epoca aia care a zis așa, bietul Mexic, atât de departe de Dumnezeu și atât de aproape de Statele Unite. Formidabilă. De cursul este de un plăcintă puțin tra-la-la. N-avem voie să spunem din asta. Doamna de la CNA care ne place, e adevărat, trebuie să ne sancționeze după aia. Nu, un plăcintă este... Foarte bun ar fi în Statele Unite astăzi, să ajute la, cumva, la nivelarea societății spre mediocritate. Ar fi foarte util. Hendrik poate deveni nou Neymar după ce ajunge în Europa, absolut. Se va termina cu acuzații de viol și nu va plăti niciodată. Va plăti, dar în bani, nu va plăti cu viața sau cu ani grei de pușcărie. PSG-ul, da, din păcate, e un pic peste Barça, totuși. Păi sperăm, sigur, ținem cu Barça. Am ținut o singură dată în istorie cu Barcelona și am ieșit prost. În 1986, în finala cu Steaua. Că doar nu o să țin bă cu Ceaușescu. Barcelona, cum ar zice Dinescu astăzi, dar el săracul n-avea nici televizor pe vremea aia. Barcelona era gândul ăla că sunt palmieri și portocali. Cum să țin cu Ceaușescu, unde tocmai palmierii și portocalii lipseau cu desăvârșire. Da, se nu. Salutări din răcurosul și frumosul Nürköping. Echipa orașului ați comparat-o în trecut cu Yanis Hagi. Se poate. Am zis că cam ăsta e nivelul lui. Trecutul este de vizitat Islanda, cum să nu. Și Tolontan a fost în Islanda, o să râdeți.
Legătura la Bistrița nu comenta Ilie Dobre în vremurile noastre. Bine, eu nu l-am prins pe Ilie Dobre, comentator la fotbal minut cu minut. Deja ăla era finalul interesant al emisiunii când comenta Dobre. Dar în anii ăia buni pe care îi tot reproducem noi aici, Ilie Dobre era la departamentul agricol al radiodifuziunii sau, dacă nu, cantonat la intervenția asta, pentru că era catastrofal, bâlbâit, sâsâit, dar n-avea niciun fel de calități. Ori securiștii care erau atunci la radio aveau totuși alte criterii. Nu putea să comenteze Dobre pentru că el efectiv nu se potrivea deloc. Aia erau toți peste el. Poate mai puțin Pavel Peană, dar ăla se pare că o fi fost un securist de ăsta de clasă mondială când aia comenta. Nu era loc de Dobre. Dobre era cel mai slab comentator oricum, cel mai puțin cunoscător de fotbal. Ilie Dobre nu știa niciun pic de fotbal. Ăia totuși măcar mai aveau niște clișee, el nici măcar atât. Nu uităm de unde vine Dobre, noi îl știm atunci la începutul. Era cel mai slab de departe, râdeai de el, era mapeț, tată. După aia am înțeles că peste ani ar fi ajuns, era șeful lor. Da, lucrurile au tot turnură nepotrivită. Da, Nicolae Soare, bineînțeles. Am prins epoca aia, domnul Andrei, când Fisu juca acolo. Pe Fisu îl chema tot Nicolae Soare. Colosal era. Da, se ducea tot timpul. Bistrița era, evident. Ce Ilie Dobre, băi? Ilie Dobre la vremea respectivă era nul completamente, nu băga nimeni în seamă. Nu-l băga Ghițulescu, nu-l băga Minoiu, ăștia nu-l înghițeau. Absolut deloc pe Dobre. Știe Păpădie ce este bunul simț, nu? Că la ei nu se obișnuiește cu d-astea. O Păpădie probabil e cum chinezii care râgâie la masă ca să-ți dea impresia că mâncarea a fost bună. Ia și Corvin o cărămidă dintr-unul care se clatină deja lui Mutu. Păi, nu știu, cred că l-au dat afară pe Mutu. Mai e Mutu la... Dacă nu, trebuie să-l dea afară, vine din clipă în clipă știrea aia. S-au deschis umbrelele pe municipalul Clujan, Minoile și totodată tabela de scor. A, era fantastic, Teodor Matescu. Că aia nu era suficientă, cu s-au deschis umbrelele. Clujul, pe Dinamo, și totuși la Cluj, Minoiule, unde s-au deschis umbrelele acum câteva minute, municipalul clujan are însă și o altă noutate, modificare pe tabela de scor. Zai, mă, când începea cu fraze de astea, că deja era clar că a marcat Clujul. Bineînțeles. Vin la domnul Brancu, Țambalagii. Da, Țambalagii, vedeți că l-a scris pe cum fostul ministru al educației. E cu mai mulți de ei. Un pronostic duminică la Montpellier cu Lorient. Hai, Dumnezeule! O să facă de Zacarion ca toți dracii. O fi un meci teribil ăsta. Văd un 1-3, o bombă de asta. Montpellier e o echipă totalmente nesigură pe ea. E de roșu lui Teji Savanier. Dar un roșu de la francez, așa. Un nimica toată și ies aia să enervează toți. Bate Lorient. Ei nu sunt meciuri, ce v-aș aștepta să vă spun că bate Montpellier cu 3-0. Nu, o să câștige Lorient. O să vedeți, este un meci de la teribil. Da. Urlă la multă Montpellier! Și când colo de Lorient. Ei nu sunt meciurile astea, nu sunt bătute în cuie. Nu sunt ca la alții. Bun, publicitate și revenim. Bun. Acum să vede mai bine, domnul Andrei. Am reușit până la urmă să o readucem. Erau folosite folcloristele de la Bistrița pe post de vară, dar în perioada de tristă amintire, cred că nu era perioada de tristă amintire pentru fotbalul nostru, pentru noi era de tristă amintire, că ne-a mâncat o parte din tinerețe, așa. Pentru ei era perioada de aur, aia a fost. Astăzi nu mai sunt nici conducători, nu mai sunt nici jucători, nu mai e lumea aia. Lumea folcloristelor, da. Aia cum... N-ar fi fost Ion Ghiță niciodată la un OM PSG. Domnul Ștefan, dacă vine Concarneau pe Geoffroy Guichard, înseamnă că aveți într-adevăr un calendar pus cu mâna, bă. Jucați cu toate jafurile de nu știu cât timp, nu aveți un meci serios. Mă rog, ați avut ăla la Laval, da. Nu înțelege nimeni, domnul Eduard, de ce nu-l dau afară pe Loții. N-am priceput. Ce înțelegeri ar fi avut cu ei, nu știu.
Pentru că oricum echipa e în vrie totală, nu mai are nicio șansă să o salveze de la retrogradare. Nu, nu știu pentru ce să încăpățânează. Dan Kulikovski, da, mai țin minte, domnul profesor, toți erau profesori, doctori, unii erau și academicieni. Dan Kulikovski, bă, tot ceea ce știu despre radio ăsta, că niciunul nu era bun. Și toți erau niște caricaturi de comentatori. Până când a apărut Soare, așa este, dar bun, asta e o epocă, nu Nicolae Soare, Adrian Soare ăsta. Dar asta e o epocă în care oricum nu mai ascultam de mult meciuri și comentarii la radio. Dar practic până la el n-a fost niciunul din ăsta care să spui, uite bă, un comentator ok. Generații întregi numai de tântălăi, numai de loser, numai de atrocități de-astea colosale. Deci numai așa a fost. Nu știu, asta cu Dinamo nu mă pot pronunța. Nu există penalti corect dat în minutul 90 plus 13. Sau, atunci s-a bătut, după 15 minute probabil de VAR. Asta cu Târgu Mureșul nou, cum să-ți fie dor. No, astea sunt așa, să te duci 2-3 zile, da? Să mai poate locui. Orașele astea de provincie profundă în România nu mai sunt locuibile deja de ani de zile. Credeți că nea Ciucă știe unde se află Jibou? Da? Nenorocitul se sacrifică pentru partid. Da, ați văzut ce a spus Rareș Bogdan? 100% președintele României va fi Nicolae Ciucă. Adică unul care are inițialele lui Nicolae Ceaușescu. Prenumele lui Neanicu. Ăsta va fi președintele României după 35 de ani. E un gâgă. Deci Ciucă este un analfabet. Noi râdem de Iohannis. Ăsta este analfabet, bă. Deci ați văzut cum citește, cum reușește să țină un discurs. Este ceva de... Deci clar, după Neanicu, este el vine. Dar în scara asta descrescătoare a prostiei. Era profesor de limbă franceză. Era un renumit colegiu din Ploiești. Dar știți cum se pronunță franceza de Ploiești? E ca germana de sectorul 4. Să te ferească sfântul să-l auzi pe unul vorbind în franceză pe la un colegiu din Ploiești. Doamne Dumnezeule, ce trebuie să fie? Da. Colegele noastre s-au dus pe la Turda, pe la Câmpia Turzii, pe la Cluj, pe la Alba Iulia, pe la Baia Mare, n-au ajuns să predea la Ploiești. Doi cursuri ca să fie catalogat ca globa absolută. N-am mai apucat, o să ne mai scrie finalmente telespectatorul despre ce era. Vă lu, globa absolută ești catalogat dacă ești Thomas Müller. Nicolae Ciucășescu, da. Cam așa ar trebui să-i spunem. Să rămâne, domnilor și domnișoare, bună dimineața, domnilor. Mai știți ceva de Octavian Vintilă? Ăsta la un moment dat preluase el, era ăla de la matinal. Avea așa o deschidere cumva Vintilă. Tavi Vintilă. Da, cum să nu. Pe ăsta l-am mai prins un pic. Era tot în epoca. Nu era așa rău, sigur. Avea multe lacune, de asta nu era un tip priceput neapărat la sport, dar pe radio cumva avea ceva, parcă totuși în plus față de el alții. A zis Ciucă că județul Ianca, da, știu faza aia cu Brăilei. Chiar despre Ianca, bă, de unde e originară Lenu. Lenu e ca Mona Lisa. Și tu vii să spui despre ea că... Ciucă, păi, imaginați-vă un general, cam câte clase poate să aibă. Eu vreau să spun pe bune acum, nu pe... Așa, pe hârtie și Cornățeanu era diplomat prin Statele Unite, nu știu pe unde. Eu vreau să spun corect, pe bune, că nu la asta îți servește... Hârtia aia îți servește dacă știi ceva. Într-adevăr, poți să o confirmi? Da, dacă nu, degeaba le ai. Eu zic că are undeva în jur de 4 clase. Cristina Neagu, cel mai mult sportiv din istoria sporturilor de echipă din România? Cu siguranță, nu? Nu contează câte baloane de aur are. Cred că n-ar intra Cristina Neagu nici măcar în primii 20. Din istoria sportivilor, la sportul de echipă, în istoria României, domnul Plăcintă. Păi, de exemplu, Gațu, cam pe unde ar fi dacă doamna Neagu ar fi prima? Păi, și vă întreb și eu, da? Cristian Gațu, de exemplu, cam unde ar fi? Ce Cristina Neagu, bă?
Voi ăștia care v-ați născut după ultimele ploi, ăștia cu Simona Halep, cu care credeți că tenisul a început și s-a sfârșit cu ea? Așa și cu Cristina Negru. Hai să fim serioși. În handbalul ăsta, din ziua de astăzi, nu, tată, nu sunt talente. E cu totul și cu totul altceva. Sigur că așa, dintre mediocrii zilelor noastre, trebuie să găsești pe unul, vorba lui Caragiale. Între toți idioții ăia, eu sunt cel din tâi. E sigur, așa da. Dar n-are nicio valoare asta. Minutul și scorul al Lupenie, ăia nu erau decât maximum în divizia B. Acolo erau pentru că, după cum și numele o indică, Neanicu vroia să aibă aia ceva activitate, să întrețină ceva. Minerul Lupeni, metalurgistul Scugir 1-0. Nu câștigai la Lupeni. Când se recapitulau rezultatele din divizia B. Top 3 din America de Sud, unde se merită să noptezi. Columbita. Animalitos, animalitos. Columbia e prima, domnul Fechete, stați liniștit. Columbia 1, Columbia. Segundo, Venezuela. Acolo chiar și cu burta goală. Ce mai contează? Tot noapte e. Și unul Columbia, segundo Venezuela și tercero Brasil. Chile, Peru, Paraguay, nu le-aș pune pe primele trei locuri. Nu te duci pentru muieri în țările astea. Columita, Venezuela și Brasil. Los cafetieros. Aia a fi zis-o Ilie Dobre dacă și-o nota bine pe hârtie și-o afla de la cineva. Împotriva Los Cafeteros, deci cam așa ți-o băga. Și Ecuador, dar dacă ni s-a spus top 3, aș merge totuși pe Columbia. Venezuela era prima, să fie clar, dar nu mai e, pentru că au fugit multe bunăciuni din țară, cum să mai stea acolo. Tuturor ni se lipise practic fundul de șira spinării și nu mai puteau locui în Venezuela bolivariană. Și au plecat. Deci asta e Columbia prima, fără discuții Columbia. Pe doi Venezuela totuși și pe trei, bineînțeles, Brazilia. Argentina, Columbia, nu cred. Nu există, nu se compara Argentina cu Columbia, domnule, că dumneavoastră sunteți bine plasat. Ați fi în serios. Noi la cooperative eram zmei în cupele europene, da. E așa al fotbal atunci. A ajuns Ceaușescu de două ori în finala Cupei Campionilor. Păi sigur că eram zmei. Era ceva colosal. Tudi, nu zicem că Ecuadorul nu stă rău. Sigur, nicio țară sud-americană nu poate să stea prost la așa ceva. Siguranță nici Uruguaiul nu e catastrofală. Dar totuși, cum aș băga chiar la primele locuri. Dan Kulikovski ar fi Dumnezeu în franceză. Da, dar e o franceză de Ploiești. Asta mă tem la dânsul. Ați auzit ploieștean vorbind franceza în franceză? Domnul Gheorghiu. Ați tot fi vreo rudă a domnului Kulikovski, da. Eu mă îndoiesc sincer. E gelos domnul Plăcintă pe domnul Fechete, că-i citiți întrebările în locul lui. Posibil. În Brazilia orice fată poate fi băiat. Da, asta e valabil oriunde acum. În Ecuador sunt micuțe și mai negruțe. A, doamna Moni, asta ați spus-o, nu eu. Așa ar fi zis și Naum aici. Că sunt uns cu toate alifiile. Vă dați seama, am stat atâția ani lângă el. Exact așa o băga pe asta. Asta doamna Moni, asta a spus-o, nu noi. Clar. O franceză de rafinărie, zice bine domnul Andrei. Oe, bă, ați făcut, domnul Gheorghiu, studii de franceză unde trebuia. Păi la noi, dacă aveai o franceză de asta de rafinărie, practic după primele 10 zile deja erai, stăteai la bar. Nu prea mai puteai să intri la cursuri, adică era altceva. Nu exista așa ceva cu vișii. Mi-au spus pe ăștia pe aici, pe la școlile din București. Vorbesc în franceză și tu crezi că ei de fapt vorbesc în cârgâză. Nu era așa. Da, încă o dată, ca frizerul ăla de la G4 Media, care a fost uns șef, păstrăm și ce comisie de asta de pariuri, așa, și-a luat facultatea, a terminat facultatea Hyperion la 32 de ani. E, cam așa erau și ăștia, franceza la Ploiești, predă într-un colegiu din Ploiești. Dar acolo, încă o dată, nici nu... N-a pătruns limba franceză. Caragiale
era mai degrabă filoneamț. Sunt prieten pe Facebook, uite, și atât cu domnul Dan Kulikovski, perfect. Dar asta nu înseamnă că știe franceză. A fost supranumit Napoleon al Mexicului, Doroteo Arango. Da, adică ăsta e Pancho Villa, că pe el îl chema Doroteo și a luat numele după bunicul său. Sigur, Pancho. A ajuns general, deși el era bandit la drumul mare. Legătura pe Dung San Sandi, asta e practic e un mesaj mai degrabă de domnul Pălărie. Consul e de noptat. Asta am pierdut-o de data asta cu noptatul. Pe lumea cealaltă, acolo vorba lui Arghezi. Toată lumea joacă bine jocul ăsta. Până la urmă se va potrivi, uite-l. N-avem de un corespondent. Lăsați-i pe toți ăștia cu Napoleon, că nu-i vina lor. Lăsați-i. Saarbrücken, dar câștigă cupa, păi n-are cum că se lovește de Leverkusen, nu? Asta e. Poate să elimine pe Kaiserslautern, dar și nu e evident. Deutsche Pokal, haite! Exact. TFP Pokal! Da, într-adevăr, interesant. Leverkusen ca măgarul între oi și în rest trei echipe de divizii inferioare. Düsseldorf, Kaiserslautern, de două ori campioană totuși a Germaniei, să nu uităm. Kaiserslautern. Și această Saarbrücken este foarte aproape de frontiera cu Franța. Aia de joacă în mov-negru. Pauză de un mic și o bere. Păi, dar vă spuneam ieri că pe vremea când arăta a om, piedone mânca 80 de mici, cică la o masă. Cum e aia, bă, totuși? Se ridica, n-avea nicio problemă. 80 de mici. A născut Anita, până nu, habar n-avem, mă. Am fost mințiți. Domnul Valiu, cine mai știe? Ne scrie un domn din Finlanda despre Anita. Păi pe Anita nu mai interesam, n-a mai interesat-o instantaneu. Cum nu s-a mai produs emisiunea respectivă, asta a fost tot interesul ei pentru noi. Exact, exact, exact cum bănuiam. Top 3 naționalități ale femeilor cu care ați înnoptat. Asta faceți dumneavoastră, domnul, ce să înnoptăm noi, e? Piedone la faianță, și acolo e prea mult pentru el. La pușcărie, trebuia să era nicio faianță. Asta e la dumneavoastră, domnul Pălărie. Ce-ar fi la dumneavoastră? 1. Republica Moldova, 2. Ucraina și 3. Suedia. Asta ar fi topul. Domnule, consul de noptat în Kârgistan sau Uzbekistan? Da, cum să nu, mai ales în Kârgistan. Acum, de când cu atentatul ăsta, sunt populari cârgâzii pe harta planetei. Mulți amărășteni de muntă, între 11 metri, știu să scrie totuși niște erori de tastă acolo, să vede că ne scrie un american. Grătărăgiu de mic, da. Piedone, dar cred că erau grătare furate. Așa, pe vremea lui, sectorul 5 n-avea toată lumea grătar. Cele mai frumoase fete sunt din Cehia și Ungaria. Ama, nu fechete, o să spună și pe bună dreptate că și columbianca aia lui, înainte să fugă, mai au ea la Toulouse pauză de masă, la câte comenzi? Nu, nu mai au. Păi au comenzi, ci că până la sfârșitul secolului 23. Nu mai e nicio pauză. Acum, dacă s-a fisurat aceasta cu Boeing-urile, se apropie eclipsă totală de soare pe data de 8. Jocurile de cuvinte cu soare nu-i prea plăceau lui Nicolae Soare. Dar nici nu prea se făceau pe vremea respectivă. Austerlitz, adică Slavkov, domnul. Ne aflorim despre noptatul în La Paz, Bolivia. Aici, ca să o cităm pe doamna Calciu, sunt tot așa micuțe și negruțe și alea din Bolivia. Pauză, în sfârșit. Pauză la Petrțalca, lângă Bratislava. Ce părere aveți deasupra, domnul corespondent? Traseul de noapte Marseille-Lille, da, e un traseu de noapte interesant de făcut și se poate și nopta în trenurile alea de noapte, o să râdeți.
Suntem în direct, fraților, ne-am grăbit să ne întoarcem în direct, pentru că, practic, ne ardea. Bun, buricele degetelor ne ardeau, practic, de nerăbdare să derulăm acest chat. Un minut de bombonel despre candidatul la prezidențiale din partea PSD. Să știți că acest minut l-aș folosi, dacă dați voie, eu întotdeauna mi-am cerut voie când am intervenit, să nu deranjez pe cei care au vorbit înaintea mea. Dacă îmi dați voie, eu aș oferi acest minut spunându-vă că eu aș fi candidatul ideal al Partidului Social Democrat. Am o altă experiență politică în toți acești ani pe care i-am petrecut departe de PSD, adevărat, însă am fost cu sufletul și cu inima aproape de dânsii. Ei m-au consultat în mod repetat, am păstrat legătura și nu doar telefonică, am avut și vizite, desigur. Știți că eu am avut întotdeauna această afinitate să ajut, să fac bine, să-mi ajut țara. Și consider că la experiența pe care am dobândit-o, un Adrian Năstase ar fi candidatul ideal al partidului. Sigur că dacă lumea l-ar fi întrebat, întrebarea următoare asta ar fi fost: credeți că lumea ar vota Adrian Năstase în 2024, domnule Năstase? Dar de ce nu? Eu spun că lumea ar vota. E necesar un om cu experiență, un om care a văzut atât de mult, care a condus această țară, practic. Sigur, și cu Ion Iliescu lângă mine. Ion Iliescu, dacă dorește, să-l numesc premier. Premier Ion Iliescu, așadar, dacă Adrian Năstase vine la putere. Salutări din Beclean, mergem la Târgu Mureș după vagoane de azot. Păi da, cam asta a mai rămas. La bombonel nu i s-ar adresa nimeni, e? Într-adevăr, cu acest apelativ, deși pentru publicul ăsta mai tânăr, n-ar fi rău. Dacă l-ar avea cineva invitat, că-l mai au un invitat, să ne reamintească de unde vine porecla. Mă așteaptă Anita în tribună la Hunedoara, ar fi ceva. Într-adevăr, Anita, această lor bulo de Hunedoara, te-a așteptat probabil cu Clarita ei, undeva în vecinătate, nu știm nimic. Însă despre nou născuții din familia Anitei. Doar putem să ne dăm cu presupus. Am văzut-o pe Clara, fata lui Lord Bulo. Era cu mingea îmbrăcată în tricou naționalei. Scria 3 Clara pe spatele ei, că atât a avut maică-sa. O să râdeți, doamna Moni, dar așa e acolo. Familie de fotbaliști, că taică-sui Bruno Cheru, fost un jucător al OM. Actualmente a băgat lor Bulo cu niște pile la PSG și l-a băgat și la Canal Plus. În fine, Clara era cu mingea, deci are câteva săptămâni, poate are o lună, oricum nu conta asta, era cu mingea acolo, nu are nicio șansă clar că se va face fotbalistă. Anita, un fel de Miss, fata de la țară. Era Anita, concursul de asta de Miss, nu aici era punctul ei slab. Noi găsisem punctele forte. Punctul slab nu era că se băga la un concurs de Miss, că îl putea domina. Hunedoara, sigur, sunt niște femei. Dar bun, asta era o altă epocă, acum am mai plecat. La vremea respectivă, în anii 90, nu prindea Anita. Acum, cred că totuși ar prinde. Atunci era ceva. Hunedoara era dus după Bistrița, Hunedoara, vedea. Cum ar fi zis Neamir. Mentalitate. Era colosală, Hunedoara. În general, județul și Deva, bineînțeles, incluzând Deva. Vorbesc de județul Hunedoara. Nu Hunedoara ca oraș. Călan erau două halte. Asta înseamnă că era serios. Călanul, bă, pe vremea lui Neanicu, acum cred că nu mai este nici localitatea pe hartă. Ați trecut, sunteți lângă Magheruș. Nu v-ați oprit în Târgu Mureș, păi e gară mică. Dacă mergeți cu un tren de marfă, nici n-aveați de ce. Huluitor, domnul Verdeș, deci asta faceți. Sunteți dumneavoastră, ce sunteți? Unul de ăla care dă pe la Osi cu ciocanul ăla prin tren și la un moment dat v-ați urcat în tren. E bine, cine știe pe unde vă opriți, poate ajungeți pe la Războieni. O excursie cu trenul de noapte, Stockholm, Narvik, Alta. Aș dori, sigur, trenul de noapte, deși
astea urcate pe la Ikea, domnul Pălărie, nu sunt nemaipomenite. Au, așa cum ar zice doamna Calciu, o scoarță de copac în trânsele, care nu e evidentă pentru noi. Mecanic ajutor, impecabil, un verdeș colosal. Mai sunt, domnule, căi ferate, asta va fi întrebat Dinescu. Mecanic ajutor, și nu știați dacă oprește trenul. Deci nu vă consultă, foarte rău. Nu vă consultă mecanicul principal. Ați văzut că pe Ethiopian Airlines, de exemplu, când sunt câte două bunățâni, se consultă între ele. Pe Kenya Airways, la fel, și pe Air Senegal, pe Air Côte d'Ivoire, pe Air Burkina. Noi tot vedem imagini de astea. Păi, sunt tot câte două femei. Se consultă totdeauna între ele. 300 de kilometri pe oră merge acel tren. Aoleu, dar nu e vorba de trenul mecanicului ajutor. E vorba de trenul domnului Pălărie. 300 de... Și ce să faci cu alea de la Ikea? Că ți se varsă dulapurile peste ele. N-ai ce să faci. Cu tremur de două nopți. Cu trenul, două nopți între Jibou, Mangalia. Păi da, te prind două nopți. Păi, de la Jibou, dacă te sui pe tren, se face noapte până ajungi la Sfântul Gheorghe. E clar. Și după aia, de la Sfântul Gheorghe până la mare, te mai prinde odată noaptea pe la podul de la Cernavodă. Așa e, două nopți. Mai sunt nași. Păi, uite, să întrebați pe domnul mecanic ajutor. Cum a transmit Ilie Dobre. Festivalul Cucitoresc și al Tineretului de la 1 mai o semnificație deosebită pentru cei mai tineri dintre noi. Publicul prezentă număr mare, inimosul public teleormănean, el numai din Teleorman, eu chiar cred că de acolo e. Îi se și potrivește perfect, altfel, județul. El în Teleorman transmitea, nu exista, da, roșuri de vede, videle, astea, tu număr gurele, nu există județ mai plat, mai lamentabil decât ăla. Deci se potrivea absolut ideal. Cum să te faci, bă, comentator sportiv în Teleorman, nu? Ceva ridicol absolut. Pitești, minutul și scorul era Dan Ștefănescu, era la Pitești, care avea așa o voce cumva care semăna cu al lui Dan Voicilă. El era. A fost la o liturghie și popa s-a flirta cu cantorul, zice domnul Stevi. La Calciu, m-ați auzit? Flirt între cantor și popă sau arhanghel. Un temps peut en cacher un autre, sigur. Et même plusieurs, pe ce cota. Casă cu două nivele și cu ursul în grădină, uite, la 10.000 de euro în taigaua suedeză, da. Aș dori, sigur, tot așa făcută cu mobilier de la Ikea. Ursul în grădină, acolo dacă n-ai urs, cumperi de la Ikea un împăiat. Colosal. Asta erați, doamna, sau l-ați lăsat pe domnul Fechete să vă spună aia cu femeile din Bolivia. Famosim. Dacă apare unițe pe la Coșlariu, fug țăranii, cred că e revoluția de la 1907, da. Îl dracului, îl din fantomele lui îl bătrân. Da. Absolut. Urs de ciocolată, nu, se nu. Suedia se mândrește cu ciocolata, dar ciocolata suedeză, știți cum este, ca berea italiană. Asta e chiar bună. Știu că ei se mândresc cu ciocolata, cu deoarece în Suedia, nu se poate mânca. Ciocolată suedeză, asta e o bună glumă. Tot ei pretind că sunt cei mai mari băutori de cafea din lume. Care cafea? Toată cafeaua suedeză e adusă din Columbia și din Brazilia. Păi bun, sunt bun la importuri, e? Asta e cu totul altceva. Nu mai sunt urși în Suedia. Asta e o glumă, domnul Tudor. A vrut și domnul Pălărie să prezinte ceva mai plastic. Cum să fie, mă, urși în Suedia? Nici vorbă. Este domnul Buruiană, nu știu cine e domnul Buruiană. Ilie Dobre s-a născut la Mitrofani, în Vâlcea. Tot aia e. Ați auzit, domnul corespondent? Ilie Dobre este vecin cu județul dumneavoastră.
colosal, sau mă rog, aproape vecin. Hai că asta mă gândeam la județul Argeș. Asta nu sunteți din Argeș, dar ca și cum ați fi. Așa este. Vulceanu Ilie Dobre. Da, e bun asta. Eu aș fi zis că e din Teleorman. Numai în Montana, la Yellowstone, sunt urși. La noi sunt cei mai mulți din lume. Clar, ursul brun cel puțin. Cred că după aia vine Slovenia. Elani sunt în Suedia. Sunt. A fost pe velodrom duminică seara. E cum să fiți pe velodrom? Și că superbă atmosferă. Păi asta e ca și cum te duce în Samoa sau în Fiji și ai zice că a fost mișto. O notă pentru Nea Piții ca jucător. 5,5. Am vânat urși după cer cu polar. Cum să vânați dumneavoastră urși? De o pălărie vânează urși după cer cu polar. Poate după teren să fi votat. Dacă ar fi să se întâlnească astăzi petrolul, ar înscrie în poarta. Nu, o să înscrie în poarta lui OEM. E nici chiar așa totuși. Păi vreau să vă reamintesc că în cupele europene în sezonul ăsta din 6 cluburi nu ne-a dovedit niciunul. E vrea că am jucat cu echipe la înălțimea noastră, nici petrolul nu-i peste OEM. Nu ne-a făcut nimeni, chiar dacă Panathinaikos ne-a eliminat la penalti, nu ne-a făcut în dublă manșă ca scor. Brighton, Ajax, AEK Athena, Shakhtar, Villarreal, club de fotbal și în curând Benfica. Nu ne-a făcut niciunul. Cum să ne facă petrolul? Așa, dar n-ar fi vrut să se nească la Davos, da. Ilie Dobre se năștea la Davos, sigur, s-ar fi numit altfel. I-a pus capac mai mult, i-a pus capac lui Marcelino decât nouă. O notă pentru Cora 6 a fost peste Pițurcă. Pierde Malmö campionatul în acest an. O pălărie în asta, știți cum se trag sforile. Campionatul suedez. Pe vremea lui Iașu era totuși o echipă puternică. Astăzi, vai de mama lor. Un graur pe final. Măstele spectatori, am lansat o nouă televiziune. Televiziunea se numește TVR Sport Dumitru Graur și poate să fie recepționată și pe interfața mobilă în aplicațiile Google Play și Apple Store. Da? Dumitru Graur și-a fi comentat el meciurile, că vă era dor, dacă doriți să revedeți, era prima pe platformă, cu Dumitru Graur. Totul a început la Sofia și ți-l dădea pe Neluțu Sabău. Bun, cam asta, fraților, pentru moment. Ne revedem ceva mai târziu după un bob zăbavă.